Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Nu am de gând să dau la poliție de mă apuc să fac videoclipuri cum face Tavi Perțea sau enumerați și voi alți polițiști care sunt influenceri. Am găsit chestia asta în magazin și am zis, hai să încerc așa de un videoclip. Cu ocazia asta găsesc și eu motiv să mai beau și o bere, și anume un fel de alcool tester bun de pus ca breloc la cheie, la mașină, și o să verific dacă este funcțional, cât de acurat este, ca așa măcar, știi, să zicem, bea o bere seara și poate în ziua următoare vreau să plec cu mașina undeva. Suflu în ăsta înainte și dacă mi este că mai am un pic de alcool în aerul expirat, hai să mai stau o oră pe acasă, mai mănânc ceva, e util. Oricum, sunt total împotriva șofatului după ce ai consumat ceva, chit că poate unora vă vine cheful de pilotat, nu de condus, de pilotat după ce aveți câteva beri la bord, dar sfatul meu, știți că în ziua următoare plecați cu mașina, încercați și voi măcar, nu știu, să nu beți cu o zi înainte sau 24 de ore, 12, nici nu știu cât stă alcoolul în sânge și în aerul expirat. Dar o să desfac ăsta, o să suflu în el să vedem că întâi arată că nu am băut, că ar fi culmea să facă precum drag testurile care... N-ai consumat nimic în viața ta, n-ai fost în viața ta în Olanda, în Colorado sau în ce state din SUA se consumă, dar te trezești că ai vreo 7 substanțe în tine, adică un cocktail într-adevăr. Dar oricum, măcar știm un lucru. Ăsta nu o să fie la fel de precis precum aparatele de la poliție, că na, chit că drag testurile lor sunt cam slabe, măcar are poliția experiență cu șoferi bețivi și au avut timp să ia niște aparate, niște fiole mult mai eficiente, ca să zic așa. Și acesta este alcool testul, care poate fi pus ca un breloc. I-am pus baterii, îl dăm pe modul on, de aici, s-a pornit și LED-ul roșu, ținem apăsat pe power, s-a dus în 002 e galben, 005 e roșu, nu pot să dau mai de aproape, pai că pot, dar nu se focusează, deci... Dați voi zoom sau mergeți pe încredere. Pe instrucțiuni zice să suflăm 10 secunde ca să ne dea un rezultat cât mai valabil. Eu acum aștept să dea rezultatul tot așa să fie pe verde, că n-am consumat alcool, că doar ce am venit de la muncă și m-am oprit la magazin și am luat chestia asta, că mi-a sărit în ochi acolo. Am luat-o într-un magazin, nu o să-i dau nume, dar pot spune doar atât. Măcar de m-ar sponsoriza și pe mine magazinul ăla cum îl sponsorizează și pe Exarhu. Am zis destul. Deci, e pe verde, mă uit aici la secundele pe filmare, deci o să încerc să suflu vreo 10 secunde, aia văd și eu cât pot să suflu. Și a rămas pe verde. Așadar, voi bea nițică bere. Nu cred că o să stau să o beau pe toată, dar o să verific, să văd cam după câtă bere, asta e sticlă de 0,75 apropo, să vedem după câtă bere, poate mi-apare ceva pe etilotestul ăsta, să vedem cât de eficient e. După câteva guri de bere, cred că 100 de mililitri am băut, hai să vedem dacă este sau nu că am consumat alcool. Și se pare că ne-a detectat că am consumat alcool. E mai mult aprins pe 002 decât pe 005, dar măcar uite, am băut puțin și văd care e efect. Acum ar trebui să filmez mâine dimineață, sau când mi-aduc eu aminte, peste o oră, două, să văd cât timp mai are efect. Eu oricum o să beau berea asta că am desfăcut-o și dacă nu mai ia somnul, mai trag o bucată. Și acum suntem în dimineața următoare. Deja au început să păsărească ciripelele afară. Hai să vedem dacă arată că a ieșit alcoolul din aerul expirat. Că a trecut o noapte, am dormit, am mâncat. Deci n-ar trebui să mai fie. Să vedem, funcționează sau nu bine alcool testul ăsta. Și a rămas pe verde. Deci, alcool testul sau etilotestul ăsta de breloc, cum vreți voi să spuneți, este eficient, funcționează foarte bine.
Așadar, dacă găsiți așa ceva prin magazine, puteți să vă luați, în ideea în care vă e frică că poate ați băut acum niște, mă rog, cu niște ore bune înainte o bere și, sau cu o seară înainte ați băut și vă e frică că s-ar putea să vă iasă la fiolă, etilotest sau cum îl numiți voi. Deci da, interesant aparat. O să mai fac clipuri care testez chestii de-astea de le găsesc prin magazine. Să-mi lăsați sugestii în comentarii și cam atât. O zi faină tuturor, nu consumați alcool când vă suiți la volan, fiți responsabili.